Ia uitați ce am găsit aici. Avem o căsuță de munte părăsită. Bineînțeles că vom merge să vedem cum este. Și am găsit chiar și două biciclete. S-au speriat căprițele astea de bicicletă. Chiar și aici este mlaștină. Se pare că e cel mai credincios cal pe care l-am întâlnit până acum. Salutare, fraților! Bine ne-am regăsit la această tură. Astăzi o să mergem în jurul Poienei Mărului din județul Brașov, iar pe care o să aibă loc de aici din Zărnești. O să mergem mai mult pe dealurile de aici din împrejurim. Tura o să aibă în jur de 40 de kilometri, cu o diferență de nivel de 1200 de metri. Și ne așteptăm să avem parte de peisaje nemaipomenite din zonă. După cum știți, asemenea traseului din Holbav, avem în vedere atât către Piatra Craiului, cât și către Munții Buceci. Hai să dăm drumul să vedem cum este tura asta. Tocmai ce ieșim din Zărnești, deocamdată o ținem pe șoseaua asta drept înainte și la un moment dat probabil a trebuit să facem stânga să începem să urcăm pe dealuri. Iată că după 3 km de mers pe acest drum asfaltat, exact la serpentina asta o să facem stânga și o să intrăm pe drumul forestier. Și astfel vom scăpa de drumurile bune și vom intra pe drumurile de țară. Bă, că e destul de umed pe jos, cred că a plouat în zilele trecute, dar aici nu mi-ar fi foarte teamă pentru că oricum este umbră, iar pe dealurile unde vom merge acum, nefiind copaci, mă aștept să fie destul de uscat. Și acum vom începe urcarea. Zice Silviu că de la 730 de metri până la aproximativ 1000 de metri va fi o urcare destul de abruptă. S-au speriat căprițele astea de bicicletă. Și pot să vă spun că are dreptate Silviu. Chiar este o urcare foarte abruptă, dar măcar drumul este foarte, foarte bun. După aproximativ 5-6 km, iată că am reușit să ajungem la altitudinea de 1000 de metri. Văd că aici pe deal avem și câteva case. Iar în stânga, masivul Piatra Craiului. Încet, încet ajungem pe culmea dealului. Și văd că o ținem așa undeva pe la 1000 de metri, o bună bucată de drum. Apoi pe la sfârșitul dealului, înainte de a începe să coborâm destul de mult, ne așteaptă o urcare până la aproximativ 1200 de metri. Ia uitați căluții. Mai avem unul aici în partea dreaptă. Salut, domnule căluț. Treaba e că aici bate vântul foarte, foarte tare. În rest e foarte frumos peisajul de aici. În momentul ăsta căutăm un loc unde să facem un popas, să luăm prânzul, pentru că este ora 12. E bine totuși că acum mergem pe un semiplat, cu mici urcări, mici coborâri. E cam cea mai frumoasă parte a turei, cel mai probabil. Aici prima coborâre așa mai sănătoasă. Recompensa noastră după urcarea aia foarte agresivă de la începutul turei. E un drum foarte, foarte bun pe aici, e ca în palmă. Doar când e asfaltat, dar nu are grop, nu are nimic. E perfect de mers cu bicicleta. Se pare că suntem destul de sus aici. După cum vedeți, se coboară foarte abrupt în față. Iar noi o să ținem drumul prin dreapta. Deja e tare că suntem exact pe vârful dealului. Și avem o priveliște foarte frumoasă, atât în stânga cât și în dreapta. Văd că din nou se coboară foarte abrupt pe această porțiune. Ia uitați ce priveliște frumoasă avem în dreapta. Super, super pe aici. O salut. Ia uitați văcuța! Ce coarne mari! Chiar și o mașină părăsită! Incendiată!
Avem aici niște câini. Iar după acea coborâre, bineînțeles că ne așteaptă o urcare la fel de abruptă. Ia uitați ce am găsit aici. Avem o căsuță de munte părăsită. Bineînțeles că vom merge să vedem cum este. Trebuie să-mi trag puțin suflu pentru că tocmai ce am urcat o pantă foarte abruptă. E de bandat aici. Cam așa arată. Avem dușul mai de lemn. Un pod care stă să cadă. Și așa arată căsuța din afară. Avem aici și o jucărie lăsată în urmă. Și am găsit chiar și două biciclete. Sper să nu fi fost furate și abandonate aici. Iar în fața acestei căsuțe te poți bucura de acest peisaj. Sau poți să stai aici pe prispă. De asemenea, ai parte de același peisaj. Sau aici, unde probabil era un dormitor. La fel. Te trezeai, te dai perdeaua la o parte și aveai acest peisaj în față, nemaipomenit, bineînțeles. De la acea căsuță văd că ne întâmpină și o coborâre, o coborâre prin această pădure. Pot zice că până acum tura e spectaculoasă. Drumurile sunt foarte bune, peisajele sunt foarte frumoase. Deci chiar merită până acum să faceți tura asta. Probabil mai încolo când o să coborâm în vale, nu o să mai fie chiar așa de impresionantă. Însă să ne bucurăm de ce avem acum. Aici tot așa avem o căsuță părăsită. De data aceasta nu mai are acoperiș. Iar aici ne întâmpină un câine ciobănesc. Pare a fi pașnic de la distanță. Dar să vedem cum se va comporta. E mult până începe unul din ei să-l atrec, apoi se alertează toți. Vezi, ia. Ce-mi place genul ăsta de gard. Este gardul specific drumurilor de munte. Aici din nou o coborâre cu o priveliște fenomenală. Deja văd că pădurea devine din ce în ce mai deasă. Semn că deja am coborât destul de mult. Însă știu că ne așteaptă cu siguranță o urcare mult mai mare. Până la altitudinea de 1200 de metri. Și a cât coborâm acum, cred că o să avem ceva de recuperat. Pe urcarea asta avem un covor de frunze foarte gros. Mi se pare tare ciudat, pentru că traseul s-a schimbat total față de ce aveam în spate. Pur și simplu nu mai vezi pământul. Doar pe margine unde începe să urce puțin acest mal. Începem să-l vedem, dar așa nu. Iar în față văd că ieșim într-o poieniță. Este și o gospodărie acolo. Mi-am dat și mănușile de jos, pentru că am început să ne cam încingem de la urcările astea. Și m-am uitat pe hartă și mai avem cam un kilometru jumate și vom ajunge la altitudinea maximă a acestei ture, adică 1200 de metri. Tocmai ce am ajuns în punctul de maxim altitudine, deci acum ar trebui să avem mai mult coborâre și bineînțeles, odată ajungi la baza urcării,
O să mai avem mici urcări și mici coborâri. Odată ajuns la altitudinea maximă a acestui traseu, adică 1200 de metri, vom începe să coborâm până la altitudinea de 700 de metri. Să sperăm că vom avea doar coborâre și că se va prezenta drumul cum este și acum. Hai că pot să zic că a meritat urcarea. Chiar ne bucurăm și noi acum. Nu mai mergem pe lângă biciclete. Respirăm și noi ca oamenii. Se pare că este ceva noroi pe aici. Chiar nu mă așteptam, pentru că drumul a fost foarte uscat până acum. Se pare că soarele a ajuns mai greu în această zonă. Avem câteva pietre și leauri. Am găsit o troiță. Cred că este a patra, a cincea troiță pe care o întâlnim pe acest traseu. Toate au așa, ca un fel de căsuță. Și Iisus Hristos răstignit pe cruce. Foarte nisipos aici drumul. Uneori parcă se afundă așa puțin roata. Vă ținem pe aici, prin stânga, unde avem în continuare coborâre. Iar drumul văd că a devenit ceva mai bun. Chiar și cu frânele apăsate, văd că merg cu 35 la oră. Deci chiar se coboară destul de scurt. Aici avem frunze. Trebuie să avem grijă la surprize. Și pentru prima dată parcă am început să aud puțin frânele scârțâind de când am schimbat discurile. Și toate că văd că acum s-a oprit scârțâitul, cu toate că încă țin frânele apăsate. Chiar sunt curios să văd cum se comportă. Cert e că încă frânele țin foarte bine, ceea ce e cel mai important pentru mine. Aici le lăsăm puțin, poate se mai și răcesc. Se au puțin discurile cum freacă. Discurile având diametru foarte mare, am observat că la frânări mai agresive și mai susținute încep să se ovalizeze puțin. Însă pe măsură ce mergi cu bicicleta, pare că acesta se îndreaptă de la sine, iar zgomotul ăla, ca și cum ar atinge de plăcuțe, dispare pur și simplu. Bă, că încă suntem pe traseu. O să fie aici o șicană. O să o facem cumva dreapta și apoi stânga. Cred că asta se datorează faptului că o să avem o coborâre destul de agresivă. Hai că am avut noroc că aici erau băieții, pentru că veneau doi dulăi spre noi, dar nu s-a întâmplat nimic. Erau câini cât ursul de mare și chiar păreau fi puși pe treabă. O mulțime de drumuri pe aceste dealuri. O să fie, cred că, și o săptămână să mergi pe drumurile astea. Drumuri foarte bune și să explorezi toată zona. Cu siguranță nu ai cum să te plictisești, pentru că oriunde te-ai uitat mereu ai un peisaj diferit. Drumurile se schimbă puțin. Ai multe locuri de odihnă și unele chiar foarte plăcute. Aici văd că intrăm din nou în pădure
și avem acest cobor gros de frunze. Trebuie să am grijă la șanturi, prefer să merg prin zone puțin mai descoperite. Nu de altă, dar puțin mai în spate. Era tot așa un cobor de ăsta de frunze și m-a furat puțin. Era un șans care, bineînțeles, că era plin cu frunze. Dar am reușit să mă redresez destul de ușor. Pot să vă spun că e neașteptat de bună vreme. Suntem chiar la începutul lunii noiembrie 2021. E perfect, perfect. Ai zice că este o frumoasă zi de primăvară. Deja văd asfaltul în stânga. O să mergem o bucată și pe asfalt până intrăm din nou pe un drum de pădure. Așa că la acest drum DN73A vom face stânga. Drum pe care vom merge în jur de 3 km. Iată că avem în față localitățile Șercaia și Șinca Nouă. DN73A o vom lua în partea stângă, iar noi o vom lua în partea dreaptă. Și uite așa, fraților, am ajuns noi de la altitudinea 1200 de metri la 600 de metri, într-o clipită, aș spune. Asta în comparație cu cât a durat urcarea. Este deja ora 3. E bine de menționat că am plecat la ora 10 pe traseu și am făcut atât de mult pentru că am făcut două pauze ceva mai mari. Ne-am relaxat undeva pe poiană, iar a fost foarte tare. De la drumul DN73A am mai mers pe asfaltul ăsta în jur de 5 km și de aici avem drum forestier neasfaltat. Și cel mai probabil va trebui să urcăm din nou la un deal destul de mare, la altitudinea de 900-1000 de metri. Se pare că soarele a început încet încet să coboare. Este deja ora 4 fără un sfert, iar în perioada asta anului soarele apune în jurul orei 5. Puteți observa că soarele este destul de jos. Aici din nou o casă super tare. De data asta nu pare părăsită, iar pare a fi într-o stare foarte bună. Ei, asta da priveliște. În stânga munții Bucegi, iar în dreapta Piatra Craiului, unde mai pui că avem și acești căluți. Deci, e peisajul perfect. Uitați aici cum arată drumul ăsta. Zici că e din bazme. Soarele exact unde trebuie. Avem culorile tipice de toamnă. Iar acum peisajul parcă devine și mai. Se vede muntele în față. Probabil că sunt cele mai tari peisaje pe care le-am surprins anul acesta. Și uitați cât de bun e drumul ăsta. Se pare că e cel mai credincios cal pe care l-am întâlnit până acum. Stă aici lângă troiță, paște liniștit. Și ieri e destul de pașnic. Deja soarele a sfințit. Acum din moment în moment începe să se facă noapte. Ceasul este deja 5:20. Cel mai probabil în 15-20 de minute e beznă, iar noi mai avem 8 km din acest traseu, din totalul 42 de km. Și traseul pentru prima dată a devenit off-road, dar mă aștept să nu fie o bucată foarte mare. E interesantă bucata asta. Ce vedeți prin dreapta este așa un fel de lut foarte, foarte nisipos. Are tot felul de mușuroaie. Hai că au blocat băieții traseul pe aici. Probabil pentru a împrejmui animalele. Măcar avem porțiunea asta prin stânga. Văd că sunt o fel de hârtoape. Este și o iarbă foarte mare. Acesta probabil că știți, este un cablu curent pe el. Tocmai pentru a îngrădi animalele. Să nu mai stă să le supravegheze pe pășune. Pur și simplu le lasă libere. Iar ele rămân în acest perimetru.
Aici am găsit o stână. Și aici de la iarbă trecem la drum de pământ. Uitați aici, papură. Înseamnă că este o baltă în zonă. Aici văd că e mlaștină. Ne afundăm în ea. Era mai mare decât supraveșul. Pe acolo, hai pe acolo. Deci cred că drumul e pe aici, pe lângă sârma asta. Chiar și aici este mlaștină. Destul de iurea că au închis drumul. Pentru că nu e altă variantă să treci. E o zonă foarte mlăștinoasă pe aici. Aici e o baltă ceva mai mare. O să o fentăm pe aici. Ne-am abătut puțin de la traseu pe ultimii 4 km. Vedeți, trebuia să o luăm pe aici prin dreapta. Dar mai aveam de urcat cam 50 de metri, zicea Silviu. Așa că o să o luăm tot înainte. Văd că este pe hartă un drum cu linie punctată. Este un drum așa acoperit cu iarbă, dar pare a fi destul de bun. Deja a apărut și luna pe cer, semn că s-a lăsat noaptea aproape. Avem norocul că drumul ăsta e foarte bun și mai avem de parcurs doar în jur de 2 km. Și am făcut noi ce am făcut și am ajuns pe un traseu de motocross, fraților. O să-mi pun și eu lumina acum în față să fiu mai vizibil. Și în curând ar trebui să dăm în drumul principal. A, uitați aici! Super! Iată că am dat în drumul principal, drum public. De aici n-ar trebui să mai mergem foarte mult și ajungem la asfalt. Miroase foarte mult anoxea, benzină, pentru că sunt niște motorete pe aici, motociclete de motocross. Iată că am ajuns și la asfalt. De aici chiar putem să zicem că am încheiat tura. A fost o tură făcută cu succes. Chiar mi-a plăcut, a fost o tură relaxantă de asemenea. Cred că e cazul să facem încheierea clipului când mai este lumină. Avem cam 6 km jumate. O să vă spun că traseul a fost foarte bun. Asta datorită drumurilor care au fost impecabile. De asemenea am avut parte de priveliști minunate în zonă. Tura a fost moderată spre grea, având în jur de 40 km, cu 1200 metri diferență de nivel. Pe ecran avem afișate și datele înregistrate de Strava. Sper că v-a plăcut tura, fraților, așa că rămâne să ne vedem la următoarea tură, într-un alt episod. Salutare!